Astăzi, o să trecem de la păsări care zboară pe cer la păsări domestice sau păsări de curte. Ce sunt păsările de curte? Sunt domestice, adică trăiesc pe lângă casa omului și ne dau carne, ouă, de exemplu. Astăzi o să vorbesc despre găini. O găină, două găini. Cum face găina în limba română? Cot-codac, cot-cot-cot-cot-cot-codac, cot cot, 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 codac, cot codac. <găt> Nu știu dacă am spus exact, dar găina... Mă rog, sunetul nu știu dacă a fost exact uh, cum face găina, uh, dar așa cred, în limba română găina face cot-codac. Cum face găina în limba ta? Găina care uh, produce ouă, multe ouă în fiecare an, se numește ouătoare, găină Oătoare. Ok? Adică este pasăre sau găină de, pentru ouă. Există găini care se țin la curte pentru carne și se numesc găini de carne. Și există găini care se țin la curte pentru carne și pentru ouă. Adică un mix, o combinație între cele două proprietăți, să spun așa, sau avantaje. Despre găini pot să vă spun că pot trăi până la 8 ani. De cele mai multe ori ele sunt sacrificate înainte să ajungă la vârsta asta de 8 ani. Da, găinile sunt inteligente. Au fost testate în probleme legate de logică și chiar au depășit inteligența pisicilor și a câinilor. Nu în totalitate, dar în anumite teste legate de logică găinile s-au clasificat deasupra, în fața sau înaintea pisicilor și a câinilor, ceea ce înseamnă că găinile sunt inteligente. De exemplu, se știe că atunci când o găină a căzut cloșcă sau este cloșcă sau o găină, va deveni mamă, are pui, puii sunt în ouă, ea comunică cu puii din ouă. Puii sunt înăuntru, sub coajă și ei răspund înapoi mamei. Coajă este partea aia dură care învelește oul, partea din exterior a oului, care se sparge, ok? Așa, și în limba română, când uh, se vorbește de o găină că va avea copii, cumva, sau pui, nu se spune avea copii, dar se spune că va avea pui, cumva că este gravidă, dar nu este gravidă, nu-i așa? se numește în limba română o cloșcă. Ce este o cloșcă? Este o găină care va deveni mamă în curând. Un alt lucru care se știe despre găini este că dacă au contact cu tine, ele recunosc fața ta, îți recunosc Fața, chipul tău, te recunosc aproape ca la elefant, își aduc aminte cine ești tu. Și se pare că găinile au capacitatea de a recunoaște până la aproximativ 100 de uh, fi fețe, 100 de chipuri. Da? Uh, și te țin minte dacă te porți urât cu ele. Asta mă duce cumva cu gândul la elefant. Elefantul se spune despre elefant că are o memorie unică. Ține minte totul, foarte interesant. Um, și sunt uh, cumva. Foarte empatici aceste găini, pentru că ele simt când, de exemplu, um, un membru din familie sau din cârd, cum mi se spune în limba română, pleacă, moare um, și pot experimenta nebunie și depresie găinile. Deci, nu nu e, e și o chestie foarte subtilă, emoțională, psihică la aceste animale. Animale, păsări mai, mai exact. Și ultimul, ultima informație, cum ar veni așa, tehnică legată de păsări, de găini. Știți că noi oamenii avem REM, este starea aia de somn pe care o avem, când dormim și visăm. Avem vise. Ei, se pare că găinile au REM. Remul, cum mi se spune, rem, dar și u u s v ul USWS w se spune. Nu știu cum se zice. Ceva de genul, că slow wave sleep sau așa ceva. Ce înseamnă asta? USWS w s w s e o prescurtare, un cuvânt scurt care face referire la faptul că găina, cocoșul, își pune creierul jumătate pe pauză. <laughs> adică jumătate din creier este activă și cealaltă jumătate din creier doarme. Și asta este o tehnică pe care găina o folosește ca să se apere de alte animale. Ok. probabil că ați văzut găini care parcă dorm, parcă nu dorm, parcă pe jumătate sunt treze, parcă pe jumătate adorm. Asta e explicația. Bun, ar fi multe lucruri pe care aș putea să vi le spun despre găini, nu pentru că aș fi eu o expertă, din potrivă, nu știu decât foarte puține lucruri despre păsări. Nu am trăit niciodată cu păsări, dar știu să vă spun că părinții mei s-au mutat de la oraș la casă și au decis să țină păsări. A ține păsări înseamnă că îți cumperi puișori, niște pui, ca să ai găini. Și ei au avut mai multe feluri de păsări. Ce țin ei acum? Cred că le zice uh, cum, porumbac, pui de porumbac. Uh, e o rasă care e foarte bună și pentru carne și pentru ouă și sunt ușor de ținut, nu e complicat cu această rasă și mai au, cum îi zice, ăla care e foarte mare, crește foarte mare, ceva cu H, nu mai aduc aminte acum, cum îi zice, o, 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 o. o secundă să caut, cabir, găini, cabir, astea crec rapid și au foarte multă carne, pot ajunge până la 4 kg și dau multe sute de ouă pe an. Cum e cu oul? O găină se poate oua, așa se numește în limba română. I know. Nu numai că se spune ou în limba română și e greu de pronunțat. Un ou, două ouuri, două ouă, Doamne, cred că am spus greșit, o să revin. <laughs> e greu și mie. Se spune în limba română a oua. Ce face găina? Se ouă. Multe vocale acolo. Ei, și găina se ouă odată la 24 de ore și cred că are există așa un ciclu de ouat. Din câte știu și au am înțeles. Găinile se ouă și sunt productive, cum, în paralel cu creșterea zilei. Prin primăvară, să zic aprilie mai, ziua crește, se lungește. Avem multe ore cu lumină în Europa și ziua e lungă și crește și productivitatea găinilor. Găinile dau ouă și sunt productive mai ales primăvara. Unele găini nu se ouă iarna, pentru că e frig. Părinții mei mi-au spus că la ei găinile se ouă și iarna. De ce? Pentru că au condiții foarte bune, de lux, ca la hotel. <laughs> Îi mai spunem noi așa în glumă, găinile părinților mei stau ca la hotel. <laughs> nu este normal, e doar o experiență personală, nu trebuie să spuneți așa altora. Vă spun doar eu aici, um, găinile locuiesc în coteți. Ce înseamnă coteț este casa găinilor. Ok? Casa găinilor se numește coteț. Uh, pot să vă mai spun că... Uh, masculul, masculul găinii se numește cocoș în limba română și bebelușii, cu ghilimele, se numesc pui poți să-i mai spui diminutiv puișori. Ok? Despre găină, are penaj. Cred că am mai spus înainte și greșit, îi spune penaj, nu panaj cum am mai spus greșit, îmi cer scuze. Penajul sunt penele. Deci găina are pene. O pană, două pene, ok? Și găina mănâncă cu ciocul. Se numește cioc ce mănâncă găina, iarbă, porum, grâu, nu știu, nu știu exact să vă spun. Picioarele are picioare și la picioarele au ghiare. Sunt cinci ghiare sau câte ghiare sunt unele găina au și patru. Ok, se numește gheară. Noi oamenii avem unghii, unghii la degete, pe când uh, păsările au ghiare. O gheară două ghiare. Ca să recapitulez, uh, v-am descris găina. Găina are cioc, are pene și ghiare. Masculul se numește cocoș. Cocoșul nu face ouă, cocoșul nu se ouă, dar cocoșul cod codăcește. O să vorbim mâine și despre cocoș. V-am mai spus că... De exemplu, părinții mei au, cel puțin acum, două rase, cabiri, și au și porumbac. Sunt niște rase comune în limba, mă rog, obișnuite, de des întâlnite în România. Când vine vorba de rase, există o rasă în România care se numește gât golaș de Transilvania. De ce îi spune așa? Pentru că are gâtul gol. E un gât gol, lung și gol. Este o rasă românească des întâlnită în Ardeal. Ce înseamnă Ardeal? Ardeal înseamnă Transilvania. În România îi se spune Ardeal foarte des. Transilvania e un cuvânt mai mult pentru străini și internațional. Localii se spune Ardeal, da? În Ardeal sau Transilvania este același lucru. Sunt cuvinte sinonime. Și asta este o rasă românească, bineînțeles, des întâlnită în Ardeal. Ce v-am mai spus? Multe lucruri. A, și v-am mai spus despre cloșcă, ok? Și cum comunică cloșca cu puii ei proprii. Uh, cloșca clocește. Ce face cloșca? Clocește. Adică se pregătește să uh, aibă pui. Da? Se numește a cloci, clocește. Se mai poate spune că este clocitoare, adică este pregătită să aibă pui. Da? Se mai poate spune că stă de cloșcă. V-am mai povestit despre, mă rog, v-am mai explicat cum e cu această pardon, rasă inteligentă de păsări. Există multe expresii. Mă rog, expresii. Există câteva expresii legate de acest cuvânt găină. Poate reușesc într-o zi să trec și prin asta. Podcastul este super lung. Vă urez o zi excelentă și ne auzim mâine pe mini-podcast din nou. Numai bine!